Salutări și bine ați venit sau ați revenit la țară. Astăzi un nou clip din marea epopee sau marea noastră aventură cu Kingi. După cum puteți vedea, asta este pereche nouă. Aici avem perechea veche, cea care a făcut puișorii. Așa. Aici avem puișorii, cei doi puișori făcuți de perechea noastră. Încă sunt micuți. Și aici mai avem încă o pereche care are deja o pereche de puișori aici. Ăștia doi din față sunt puișorii. Și acolo în spate, dacă s-ar focaliza, acolo în spate avem un porumbel și o porumbiță care deja au făcut altă tură de ou. Deci foarte, foarte bună perechea asta de mulțire. Deja avem alta. Încă o dată puișori aici, ăștia doi sunt frați. Și sunt făcuți de perechea asta noastră de aici de jos. Da, așteptăm să mai facă un rând, dacă mai vor anul ăsta. Telefonul meu focalizează foarte bine. Da. Asta e femela. Și în spate avem masculul. Nu știu dacă știți toată istoria kingilor, dar am avut alte două perechi. Într-un final am ajuns să o păstrăm decât pe asta, din trei perechi. Păstrat-o pe asta și am mai luat două. Una dintre ele a venit direct cu pereche de pui. Asta, dacă nu mă înșel, a făcut la noi pui. Da, asta a făcut la noi pui. Sau a venit cu ei foarte mici, nici eu nu mai știu exact. Mi-a zis tata, dar mi-a zis. A încercat să zică el ceva, dar nici el nu știa exact ce să-mi zică. Da. Oricum, cam astea sunt cele șase. Cele trei perechi plus trei perechi de pui pe care le avem actual. Și să sperăm că în formula asta o să facem treabă, să se mulțească. Pentru moment, decât astea rămân, vom vedea. Mersi mult de vizualizare, da și voi un like, un share. Până data viitoare, salutări!